Vreau să aduc înainte voastră această parte introductivă o poveste de viață extraordinară. Este vorba despre un locotenent din armata japoneză din timpul celor de-al doilea război mondial și anume despre viața lui Hiro Onoda. Acum, dacă greșesc în Japonia, eu nu mă pot amenda. Dar dacă, repet, n-am pronunțat bine, Doamne, ajută! Sau atât s-a putut, că avem de la, tot de la Cluj, avem o zi bună în vremurile acestea. Bun, a, despre ce-i vorba? În 1944, la finele lunii decembrie, un a, comandament din ăsta de trupe speciale de gherilă, de sabotaj, foarte, foarte restrâns undeva la 20, condus de către acest hero Onoda, a fost trimis undeva într-o insulă mică, dar strategică, de undeva din arhipelagul filipinelor. Și au primit câteva direcții foarte clare și anume să saboteze, erau acolo o pistă, era un mic aeroport care asigura alimentarea trupelor aliate. În special vorbim de deci ce? Despre forțele americane și australiene. Acum, ajungând pe insula aceasta, omul despre care vă spun, despre Hiro a început să-și îndeplinească misiunea cu foarte mult zel. Numai că, fiind și numeric de către aliați, acesta, împreună cu un grup foarte restrâns, mai apoi patru la număr care au mai rămas în viață, s-au retras undeva în zona aceea a insulei, mai izolată, o zonă uh, greu accesibilă, o zonă de junglă. Dacă se poate, uh, cei de la media, vă rog să ne l și prezentați, să-l vedeți. Despre, da, despre el este vorba. Uh, el este personajul despre care vă povestesc acum câteva aspecte. Acum, dragii mei, oamenii ăștia s-au retras într o zonă foarte izolată a acelei insule, a insulei uh, Lubang, și efectiv, au zis, domne, principiul și codul de onoare al uh, armatei japoneze presupunea faptul că niciodată nu te predai. Adică ori mori în luptă, ori dacă nu uh, nu lași vrăjmașul să te ia prizoner, adică cu alte cuvinte, ței viața. Cam asta reprezenta codul de onoare al armatei uh, imperiale japoneze. Numai că au trecut luni de zile și, la un moment dat, pe 15 august, anul următor, 1945, Japonia a capitulat. Două bombe de la Hiroshima și Nagasaki, cu ele, mă rog, americanii au reușit să-i convingă să se oprească. Numai că uh, oamenii ăștia au rămas pe insula aceea. Erau toare care măsură izolați de comunicațiile cu lumea exterioară. Uh, undeva după 15 august 1945, luna următoare, septembrie, Câteva sute, dacă nu mii de flyere, au fost aruncate peste insula aceasta și au ajuns, bineînțeles, la grupul prestrâns de 3-4 care Erau condus de către Onoda. În acest flyer era anunțată capitularea Japoniei și anume că toți soldații trebuie să depună armele și să se întoarcă înapoi în țară. Dar uh, Onoda a spus nici vorbă, asta este un fake news al ancheilor, al americanilor, cu alte cuvinte. Acum, văzând că oamenii ăștia nu se retrag din zona aceea și încă continuau luptele de gherilă, au făcut un alt lucru, au adus niște difuzoare foarte puternice, le-au pus în zona aceea unde erau retrași, în zona de junglă foarte deasă, luxuriantă, cu mesaje din partea comandanților japonezi. Oameni buni, războiul s-a terminat, predați-vă, haideți acasă. Dar au zis, fake news, noi nu credem așa ceva, așa ceva nu există. Mai încolo, uh, un an de zile mai târziu, au încercat o altă strategie și anume uh, au adus, uh, au parașutat, dacă vreți, împrăștiat uh, tot așa sute mii de flaiere cu poze ale membrilor din familia acestor oameni, inclusiv cu familia, cu soția copiii, lui Hiro Onoda. Și au spus, te așteptăm acasă, războiul s-a terminat. Uh, din nou, uh, spunea Hiro Onoda, nici părinca nu ne-a crezut, nu ne-a trecut că asta e ceva adevărat. Și am spus, e o minciună, e doar o strategie prin care se încearcă să fim, să fim atrași într-o cursă. Mai târziu începe războiul din peninsula Corea, 1950-1953. Ăștia sunt pe poziții, în junglă. Încep să deprindă tehnici de supraviețuire. Și când auzeau vreme de aproape 2 ani, 2 ani și ceva cât au trecut bombard bombardierile americane de pe portavioanele din zona Mării Filipinilor și mergeau spre peninsula coreană, unde era un război foarte puternic, ei au interpretat un în felul următor. Cu siguranță, Japonia contraatacă. Deci, băieți, moralul sus, trebuie să luptăm. Țineți pânzele sus, că încă e luptă. Nu s-a terminat nimic. Numai că, dragii mei, rând pe rând, cei din grupul lui Hiro Onoda au început să fie uciți, pentru că ăștia ieșeau la atac. Și bineînțeles că cei de pe insula aceea, polițiștii și jandarmeria, mă rog, cei mai era acolo filipinezi, au ripostat. În cele din urmă, după foarte mulți ani de zile, Hiro Onoda rămâne singur. Au trecut, la un moment dat, ascultați, 30 de ani. 1944 și abia în 1974, este ultimul om rămas în viață, Hiro Onoda, rămâne cu arma, veghează, așteaptă contraatacul. Și după 30 de ani, pe data de 9 martie 1974, ce s-au gândit și de la Tokyo? Domnul îl trimite pe superiorul, pe comandantul lui Hiro Onoda, cel care i-a dat ordinul să meargă pe cea insulă, că poate așa se va convinge că într-adevăr războiul s-a terminat. Abia atunci când comandantul lui, mă rog, cel pe superior în, în, linia de comandă, când a mers pe acea insulă cu portavoce, a spus, uite cine sunt, eu recunoscut vocea, s-au întâlnit și a spus, omule, războiul s-a terminat. Și există o fotografie, într-un fel și dramatică, dar și foarte emoționantă, cu momentul în care omul ăsta iese din junglă. E momentul ăsta. El e comandantul lui și acesta este Hiro Onoda, după 30 de ani în care omul ăsta stă și luptă. 30 de ani. Nimic nu a reușit să-l convingă să renunțe la luptă. Acum, știi ce s-a întâmplat întotdeauna, genul ăsta de povești, pentru că sunt rarisime, prin alură din asta Hollywoodiană. Și în momentul în care s-a aflat povestea lui Hiro Onoda. Toți în Japonia și nu numai l-au ridicat în slăvi. A fost numit eroul Japoniei, pe baza vieții lui s-au scris foarte multe cărți, s-au făcut filme, s-au regizat filme, nu, nu foarte multe, de ordinul a probabil peste 10 filme despre viața lui, despre lupta de rezistență și de asemenea a fost decorat cu cele mai mari în ranguri militare ale Japoniei, o personalitate. Și ce mi se pare foarte interesant? Că în timp ce toți l-au aclamat pe Hiro Onoda ca pe un mare erou, toți l-au ridicat în slăv, i-au ridicat la un moment dat o statuie în departamentul, în comitatul unde el locuiește, toți l-au ridicat în slăv numindu-l erou. Omul ăsta, în sinea lui, și a scris o carte undeva pe finalul vieții, își povestește drama lăutrică și spunea el, ce fel de erou să fiu eu? când de fapt nu am avut o cauză. De fapt am 30 de ani din viața mea, cei mai frumoși 30 de ani din viața mea mi-am petrecut luptând pentru o cauză de fapt care nu exista. M-am luptat cu o chestie imaginară și nu una reală. A fost foarte, foarte nefericit. Se spune că a murit în cele din urmă, deși a trăit destul de mult, dar a trăit ultimii ani de zile într-o stare de depresie cruntă. Și tot timpul a fost înmăcinat de ideea asta că a fost un erou fără cauză, de fapt. Veți spune, frate Dorel, ce legătură are asta cu Samson? Vedeți dumneavoastră, omul acesta, Samson, este perceput, a fost perceput în generația lui de unii, de alții poate într-un alt fel ca un erou. Omul acesta, dragii mei, Adevărul este că a avut niște, niște, zone în viața lui, niște demersuri în viața lui, care au creat cumva aula asta mitică a unui erou. A făcut niște fapte extraordinare, dar vedeți dumneavoastră, când te uiți cu atenție la viața lui Samson, îți dai seama că e un erou însă dintr-o altă categorie. Samson, dragii mei, a fost un om care marea parte a vieții lui și-a petrecut-o în izolare și el. Efectiv este un om care se deconectează de Dumnezeu, se deconectează de popor, de familie, îi cam ignoră pe toți și se închide în el însuși. Toată viața s-a raportat la el însuși și știți ce îmi place la un moment dat ce accentuează Hiro Onoda, la un moment dat zice, în izolare am dezvoltat atât de multe idei fixe și greșite încât nu puteam să înțelegem nimic altceva care nu se conforma acestor idei efectiv asta ne-a rupt de realitate. Marea parte a vieții lui Samson, dragii mei, care e o tragedie de fapt, e o mare dramă, este marcată de izolaționismul acesta lui, de izolarea lui față de chemarea pe care Dumnezeu i a făcut-o de fapt. Are într-adevăr momente, are niște ieșiri uneori eroice, da, putem să le menționăm, pe aici pe acolo viața lui capătă accente eroice, Incendiază holdele filistenilor adică nu numai că are mușchi am zice noi că e inteligent că e, că e puternic fizic, dar e și inteligent Ucide un leu cu mâinile, spune cuvântul lui Dumnezeu, mai apoi ucide 30 de oameni la Ascalon pentru că pierde un fel de ghicitoare, mă rog, la nunta lui. De asemenea, ucide, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu o mie de feristeni cu o falcă de măgar. Mai mult de atât, la un moment dat, ia porțile unei cetăți, Gaza, și le poartă pe umăr puneva în fața muntelui Hebronului. Da, adevărul este că genul ăsta de acțiuni sunt într-un fel eroice, în fel de Superman, da? Dar întrebarea mea este, dragii mei, cu ce cauză? Pentru ce cauză a luptat omul ăsta? Putem să-l numim erou dintr-un anumit punct de vedere, dar, dragii mei, l-aș numi pe Samson un erou fără cauză. Sunt oameni care luptă fără de cauză, sunt oameni care devin eroi pentru, pentru, pentru cauze ridicole, pentru lucruri, dragii mei, care nu sunt cerute de Dumnezeu. Știți? Asta să mă gândesc, dragii mei, că uh, acest om, acest personaj, Samson, își încheie viața, își încheie viața într-un mod atât de trist, cu o mormântare, îi scos din dărâmăturile unei case mari, într-un palat regal al firistenilor, îi scos, îi luat, îi dus și îi îngropat undeva de către familie, de către tatăl, de către frații lui și de către casa lui, de către familia lui. Gândiți-vă că povestea lui începe cu un înger trimis de Dumnezeu, cu, 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 niște lucruri extraordinare, supranaturale în element. Și în același timp, dragii mei, se încheie cu un om care pleacă din lumea aceasta, lăsând în urmă mari regrete. Regretul că ar fi putut fi altceva. Regretul că ar fi putut fi cu adevărat un erou pentru poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, știți că de regulă pe morminte, că aici Biblia, în ceea ce am citit în cele din urmă, vorbește despre o mormântare a lui Samson. Cum este mormântat Samson? Știți că pe foarte multe pietre funerare, pe foarte multe morminte există câte un epitaf din ala funerar, adică un fel de, de viză, de moto, de cum, nu știu, un fel de gând al, al, omului care pleacă din lumea asta. Am stat să mă gândesc, dragii mei, că probabil cea mai potrivit epitaf de pe mormântul lui Samson ar fi fost acestea. Acest mormânt a fost ridicat în cinstea unui erou fără cauză. Samson a fost un personaj eroic în anumite zone, în anumite momente ale vieții lui. Dar ascultați-mă, fără cauză. S-ar putea ca foarte mult din această seară să poarte anumite lupte. S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să face la un moment dat niște sacrificii de-a dreptul eroice, să zicem. Să face ceva admirabil, dar ascultați-mă, să nu existe o motivație a unei cauze corecte. Asta este marea dramă a lui Samson, un om înzestrat cu putere ieșită din comun. Un om care are o forță incredibilă, dar atenție, canalizată în scopuri total greșite. Despre asta vreau să vorbesc în această zi și titlul gândului meu este tocmai acesta, Samson, un erou fără cauză. Pentru că n-aș vrea ca nimeni de aici, din generația noastră, să urmeze acest, acest, exemplu. De ce, dragii mei, pot să vorbim și vorbim în această seară despre Samson ca un erou fără cauză? Asta e cel mai trist, să devii un erou, dar fără de cauză. Și de ce, dragii mei? Pentru că, uitați-vă, în primul rând, omul ăsta a ignorat planul lui Dumnezeu cu viața lui. Samson a ignorat planul lui Dumnezeu cu privire la viața lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu judecător 13 cu 3 că îngerul Domnului s-a arătat femeia, adică mama lui Samson și a zis, iată că tu ești tearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui pentru că acest copil, atenție, va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și va începe, care e planul lui Dumnezeu? Va începe să izbăvească pe Israel din mâna Firisea. stenilo Te naști într-un mod supranatural. Dumnezeu strasează de la începutul vieții tale planul extraordinar pe care îl are cu viața ta. Gândiți-vă, Samson, dragii mei, e rezultatul unei rugăciuni ascultate. Nu numai că s-a rugat mama lui care a și nu putea să aibă copii și tatălui manual, dar se roagă poporul și strigă către Dumnezeu, Doamne, scoate-ne un izbăvitor care să ne smulgă din mâna și din robia filistenilor. De vedeți dumneavoastră, ce și-i tragic în viața lui Samson și asta să mă gândesc e binecuvântare, dar pentru el o tragedie. Să știi de mic, adică din frage de pruncie, să știi răspunsul la una dintre cele mai grele întrebări ale vieții tale, spiritual vorbind, Doamne, ce vrei să fac? Sărbătoare, nu trebuie să-și bată capul, să sune la prorori, să citească, să facă studii biblice, nu trebuie, dragii mei, să meargă la conferințe de chemare și de misiune, pentru că ăsta o știu de mic copil. O spus, mai că să fie atent, ești o minune, Dumnezeu a trimis un înger și nu o dată ci de două ori, ne a dat instrucțiuni clare, tu vei zbăvi pe poporul Dumnezeu. Asta e planul lui Dumnezeu pentru tine. Și măcar că știe de mic, dragii mei, planul lui Dumnezeu pentru viața lui, omul acesta, dragii mei, efectiv, în tot ceea ce face, ajunge să, să, ignore acest plan al lui Dumnezeu. De-aia spun că e un erou fără cauză. Da, poți să mor filisteni, sporadic, în, 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 în luptele tale personale. Poți să folosești puterea lui Dumnezeu într-un scop greșit. Dar, dragii mei, ne contribuim cu nimic la împlinirea planului Dumnezeu, la împlinirea chemării Lui. Uitați-vă la Samson, ca un om al contrastelor. Uitați-vă niște aspecte, mi se pare pentru că e un personaj contrastant într-un fel. Fiți atenți, la naștere a primit numele Samson, care înseamnă însorit, adică luminat. Și a murit, știți cum, în întuneric. Eu scos ochii. Să te naști purtând un nume, auzi, luminat. Eu venit ca o rază de speranță. Și să ajungi să mori în întuneric, fiind orbit. A în doi ochii, spune Biblia, că au fost scoși de către filisteni. Să fiu umplut, uitați-vă, un alt contrast de Duhul lui Dumnezeu. Să fiu umplut de Duhul lui Dumnezeu din pântecele mamei lui omul ăsta, e umplut de Duhul lui Dumnezeu și cu toate acestea îi goli de firea pământească, căruia îi dă curs aproape cu fiecare ocazie posibilă. Un, un, alt contrast din viața lui Samton și vă rog să urmăriți, omul ăsta e puternic în fața bărbaților, bate, ucide, rupe, cu o falcă de măgar o de feristeni. Rambo ar fi fost invidios. Ce să vorbesc din eroi din universul Marvel, ăștia îți plâng. Dar atenție, pe cât e de puternic în fața bărbaților, pe atât de slab este în fața femeilor. Când apare Dalila... Uitați-vă, a purtat uneori luptele lui Dumnezeu ziua și noaptea în calcă lui Dumnezeu. vedem pe la Gaza, mergând în locuri nepotrivite, în anturaje nepotrivite. Și ce e paradoxal legat de viața lui Samson? E singurul judecător, singurul judecător care nu a reușit să-și zbăvească poporul de asupritori. Pentru că nici nu a vrut. E singurul și cu toate astea are cea mai mare putere. De ce spun, dragii mei, că e un erou fără cauză, Samson, și tocmai asta e trist și tragic în viața lui? Pentru că, în al doilea rând, dragii mei, a ignorat prețul care a fost pus pe capul lui. Samson e un erou fără cauză, nu numai pentru că omul ăsta ignoră planul lui Dumnezeu pentru viața lui, deși îl cunoaște de mic. Dar și ce mai face Samson? Și contribuie la, la, lipsa asta, dacă vreți, de împlinirea a vieții lui, de a chemării lui, pentru că omul ăsta ignora prețul pus pe capul lui, Judecător 16 cu 4 spune cuvântul lui Dumnezeu că după aceea a iubit o femeie în Valea Soreg, ea se numea Dalila. Domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au zis, în căl și află de unde vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biurim și să l legăm și să-l slăbim și îți vom da fiecare atenție. Cât? Fiecare cât e o mie, o sută de sicle de argint. Deci nu în total, ci fiecare dă suma asta. Pe o licitație acolo, dragii mei. Ăștia fac cheta. O cheamă pe Dalila, bă, vedem care o slăbiciune în fața ta, știi ce, va fi atent. Noi suntem mai mulți, că nu e un domnitor, sunt domnitori, zice Biblia, la plural, sunt mai mulți. Și o zic, fiecare din noi, dacă tu-l aduci, dacă tu reușești să-l aduci în cursa noastră, să atent, îți dăm 1.100 de sicri de argint. Cu alte cuvinte, dragii mei, pe capul lui Samson este pus un preț. Și ascultați-mă, cât de mare este prețul. Vreau să înțelegeți puțin contextul cultural la vremii, da? Suma pusă pe capul lui Samson, dragii mei, e una care reflectă teama pe care o aveau filistenii față de puterea lui. Ținând cont de faptul următor, un om obișnuit pe vremea lui Samson putea să trăiască bereche, zicem noi românii. Liniștit. Putea să trăiască un an de zile, știți cu cât? Cu 10 sicli de argint. 10 sicli de argint, un om putea să trăiască liniștit, să meargă la, la, Lotus de două ori pe săptămână, să meargă la Băile Felix, să meargă și la Antalya Vara, și la Meso, nu mai zic, gata, ne oprim, da? Deci, un an de zile cu 10 sicli. care i prețul pus pe capul lui? 1100 de sicli, numai unul zis că dă. Era acolo, țiriac, năstase, becale, toți făceau licitații, care dau mai mult. Bă, lumea să ne aduci în mâinile noastre. Jeff Bezos, toți erau acolo. Suma exorbitantă pusă pe capul lui. Știți ce spune asta? Arată un lucru paradoxal. Bă, dăm oricât numai să-l nimicem. Dăm oricât numai să-l distrugem. Vreau să vă rețineți principiul acesta pe care îl vei spun acum. Diavolul va încerca să cumpăre întotdeauna pe cei oameni care te pot vinde. diavolul va încerca întotdeauna să cumpere pe oamenii care te pot vinde. Și oamenii care te pot vinde de rugă sunt oamenii care sunt apropiați, în care ai încredere, pe care iubești, față de care te deschizi și de la care te aștepta orice altceva, numai să nu te vândă. Acolo începe licitația. Știți, dragii mei, că întotdeauna există un preț pus pe capul nostru Vreau să vă spun ceva aici și ce mi se pare un lucru incredibil. Că de foarte multe ori tineri, întâlnesc de foarte multe ori la conferințe, uneori la finalul programului la biserică, mai vorbesc cu unul cu altul, fie la consiliere, fie în alte discuții și stau în fața mea oameni care au o chemare extraordinară din partea lui Dumnezeu, care au un potențial incredibil, care au daruri din partea lui Dumnezeu și stau și spun că ah, n-am nicio valoare, eu nu sunt bun de nimic. În timp ce tu crezi că nu ești bun de nimic, nu vi se pare ciudat și interesant că în același timp diavolul e dispus să plătească un preț mare pe capul tău? În timp ce tu nu-ți vezi valoarea, în timp ce tu nu-ți vezi chemarea, în timp ce tu nu-ți vezi potențialul, în timp ce tu nu-ți vezi abilitățile pe care Dumnezeu ți le-a dat, diavolul le vede. Diavolul știe să estimeze corect prețul tău. Ori este un lucru trist. E un lucru trist. Există un preț pus pe capul tău. Există un preț pus pe capul tău. Și pentru că ești ignorant de foarte multe ori și pentru că suntem ignoranți, ascultați-mă, s-ar putea să nu ne împlinim chemarea și să devenim și noi, precum Samson, niște, dacă vreți, eroi fără de cauză. Când Iacov vrea să plece de la socrul lui, e de înțeles. Dar când vrea să plece prima dată Iacov de la Laban, spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit la Laban el și a zis, bă, știi ceva, nu te duc. Până acolo a spus, bă, știi ceva, dacă nu-ți convine, pleacă la taică că Oricum știu că n-ai chef să te duci, că te-o fugarit de acolo, frate, tot te omoară, așa au zis de sau. Dar când în sfârșit, într-o zi, Iacov îi spune lui Laban, știi, vreau să mă duc înapoi acasă. A zis, nu, 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 stai, stai, stai. Bine încoace, hai la negocieri, la masă, ce vrei să-ți dau? Ce vrei să-ți dau? Ascultați-vă, poate o să vi se pară ciudat ce vă spun. Sunt feric convins că diavolul e capabil să-ți ofere jobul pe care alții îl doresc. Numai ca tu să nu te implici, să-ți împlinești chemarea. Dacă vrei, diavolul poate să-ți dea o promovare incredibilă mâine, numai să renunți la slujirea ta. Numai să nu mai te implici în biserică, numai să nu te mai rogi, numai să nu mai postești, numai să nu mai evanghelizezi, numai să nu mai cânți, numai să nu mai predici. Orice îți dă, numai să te oprești. Cunosc, dragii mei, personal un caz dramatic și dureros a unui tânăr care a avut un potențial incredibil, chemat de Dumnezeu să predice Evanghelia, chemat și nu numai chemat, hăruit de Dumnezeu, înzestrat incredibil, nu doar supranatural, ci și nativ de Dumnezeu. Știți cu ce a reușit diavolul să-l cumpere? Pentru că, repet, e un casă pe care îl cunosc. A zis, bă, dacă faci pastorați, mor de foame. Tu ne vezi cât e de greu. Și-a zis, hai încoace, -ci. prin cineva i s-a propus să devină un agent de vânzări. În, în domeniul bancar, asigurări de viață, găise de gen, nu e rău, nu mă înțelegeți greșit au zis, bă, numai pentru o vreme, un an acum, acum cum ești însurat, aici la început. Hai, domne, era perioada emania cu asigurările de viață, cu mai mult. Omul astăzi îi realiza profesional, a făcut bani gârlă, dar mă e o ruină spirituală. E o ruină spirituală. Pentru că diavolul pune un preț pe tine. A licitat pe capul lui Samson și licitează, ascultă-mă, pentru toți oamenii aceia pe care Dumnezeu vrea să-i folosească. De ce spun, dragii mei, mai apoi, în al treilea rând, că Samson este un erou fără cauză? Pentru că omul ăsta, uitați-vă, ignoră semnele prăbușirii lui. Și tocmai de asta nu își împlinește menirea. Tocmai de asta n-a luptat pentru o cauză, n-a ajunge să lupte pentru cauza lucrării lui Dumnezeu, a chemării lui specifice. și de ce? Pentru că a ignorat semnele prăbușirii lui. De foarte multe ori veți găsi în viața lui Samson, urmăriți-vă, rog, verbele, pentru că e o chestie repetitivă, e un verb care se repetă foarte, foarte mult în dreptul lui Samson. Auziți? Expresia asta s-a pogorât. Acum, la început, are chestii gramaticale. Mă, nu, e o acțiune fizică, dar în spatele e o conotație spirituală. Fiți atenți. Vă dau câteva exemple. S-a pogorât singur în cetatea feristenilor. La un moment dat, îi și pe părinții lui acolo. S-a pogorât să ucidă 30 de oameni la Ascalon, când pierde ghicitoarea. S-a pogorât să stea în crepătura asta încetam. Toate verbele, de foarte mult veți găsi, s-a coborât, s-a pogorât, s-a coborât. De fapt, dragii mei, în, toate, în, toate, în, 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 dreptul acestor verbe urmează niște, niște lucruri care descriu, ascultați-mă, semne evidente ale prăbușirii lui. Probabil că ați mai auzit principiul acesta pe care îl enunț foarte des și cu orice oportunitate pe care am să slujesc. Vă spun, frații mei, și cred un lucru, puterea, că Samson a avut din asta. Adică dacă pe vremea copilăriei, eu perioada aia, post-revoluție, noi ne culcam cu, uitându-ne la Arnold Schwarzenegger, visând într-o zi să fim și noi ca el, sau ca Sylvester Stallone, da? Probabil că generația asta e cu, nu știu, Dwayne Johnson, The Rock, Habar, na, nu știu care e idolul generației actuale. Dar sunt convins, dragi mei, că toți copiii de pe vremea lui Samson îl aveau, aveau postere cu asta, bă, ăsta îi bătea pe alții de rupea. Era puternic. Și cu toate acestea vreau să vă zic ceva. Putere fără de caracter. Egal, uitați-vă ecuația puterii fără de caracter. Ratare 100%. Putere fără caracter putere fără caracter egal, ratare, rătăcire, cum vreți. Judecător spune capitolul 15 cu versetul 18, fiindu i foarte sete, a strigat după ce a omorât pe filisteni, a strigat către Domnul și a zis, tu ai îngăduit prin mâna robului tău această mare izbăvire și acum mor de sete și să se cadă în mâinile celor în împrejur? Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii din lehi și a ieșit apă din ea. Samson a băut, Duhul i s-a întremat și s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul acela, Enhacori, izvorul celui care strigă. Super, frumos, iese apă din stâng. Dar atenție! Un om al lui Dumnezeu, pe nume Warren Warsby, a zis o chestie, a subliniat-o, mi se pare extraordinară. Dacă s-ar fi rugat, și ascultăm asta e valabil și în direcția ta și a mea, în dreptul tău sau al meu, dacă s-ar fi rugat, Samson, cu tot atâtă stăruință, cum s-ar rugat pentru apă, dacă s-ar fi rugat pentru caracter. Samson ar fi ajuns un om mult mai bun și un judecător cu alte rezultate. Însă, atenție, el nu s-a rugat, Doamne, fămă, ci Doamne, dăm. Pentru că întotdeauna, dacă vă veți uita, dragii mei, în rugăciunile lui Samson, care apar aici, în, dreptul vieții lui, în capitole rezervate în Biblie, în judecător despre viața lui Samson, el nu spune, fămă, vreau să fiu mai bun, vreau să mă schimb. El spune, dăm. Totul e despre acțiune, despre manifestarea puterii, dar nimic despre caracter, Doamne, fama. Se pare foarte, foarte pertinent observația lui Orion Warsby în direcția asta. Poți să fii talentat, ascultă-mă, poți să ai talent, vorba românului, cu carul, dar fără de disciplină, de vei rata. Poți să ai cea mai pe drum și când ajungi la Tatăl Său, lor spun că ăsta e momentul pocăinței lui Samson. În timp să crești, o să vă spun de ce. Dar, dragii mei, înainte de asta, uitați-vă ce aduce pocăința asta la finalul vieții a lui Samson în viața lui. Știți ce aduce? Și vreau să fiți atenți. Când te joci cu păcatul, când continui să trăiești acolo și să ieși din sfera chemării tale, din zona unde te-ai mișcat Duhul lui Dumnezeu și începe să te miște firea în afara voi lui Dumnezeu, gândești dintre uh, Mahanedan, Mahane Dan, între Țorea și, și te duci în altă parte, spiritual vorbind. Ascultați-mă, uitați-vă ce aduce pocăința în viața lui Samson. Trei aspecte pe care vreau să le rețineți succint. Pocăința, dragii mei, și ce readuce. Pocăința, dragii mei, readuce în viața lui Samson prezența lui Dumnezeu. Pocăința întotdeauna va readuce prezența lui Dumnezeu în viața ta. Al doilea aspect. Când te pocăiești, 100%, ascultă-mă, pocăința va readuce puterea lui Dumnezeu în viața ta. Pentru că omul ăsta, spune Biblia, că cu, cu mâinile lui reușește să ucide mai mulți filiseni decât toată viața lui, aproape 3000. Să ai o forță din nou extraordinară, să rupi stâlpii aceia, să-i prăbușești casa. Dar atenție, știți ce n-a mai adus pocăința în viața lui Samson? Știți ce nu i-a mai dus? Nu i-a mai readus slujba ai grijă. Pocăință înseamnă readucerea prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu îți dă de puterea să sper să crezi, să lupți. Dar atenție! Există situații în viață când dacă ți-ai permis să-ți încalci chemarea, să ieși din afara voii lui Dumnezeu pentru viața ta, pentru slujirea ta, pocăința, există situații când nu-ți mai readuce slujba. Adică niciodată nu o să mai poți să faci o anumită slujbă la care culmea Dumnezeu te-a chemat. Faptul, dragii mei, că Samson s-a pocăit e certificat undeva, dacă vreți, putem deduce concluzia asta de prezența lui în celebra lista a credinței din Evrei 11 cu 32 la 33. Și ce vom mai zice? că -și nu mai ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre Gedeon, Barak, Samson, de Efta? Îi pus acolo în categoria asta. Dragii mei, știu că unul om se pare, Doamne, dar chiar așa și ăsta, Dumnezeu știe mai bine. Dumnezeu știe mai bine întotdeauna. Dar, dragii mei, vreau să înțelegem astăzi acest principiu. Că sunele lucruri în viață care prin păcat le pierzi și pe care pocăința nu ți le mai poate reda niciodată. Nu e vorba de mântuire aici, ci vorba și accentul cade, ascultați-mă, pe slujire. Am, am reflectat mult la viața lui Samson zilele astea. E o poveste dureroasă. Se petrece în urmă cu mii de ani. Dar povestea lui Samson e reprodusă atât de mult în vremurile noastre, în viețile altora. Rătrăită, dacă vreți. Știți care sunt câteva concluzii? Dacă stai să te uiți puțin la viața lui Samson, el a ajuns cunoscut în istoria Bibliei și nu numai, istoria orală a poporului evreu, există oameni care au ajuns să fie cunoscuți pentru ce o clădit. Samson o devenit faimos și celebru. și pentru ce? Pentru ce o de dărmat. Devine cunoscut că dărâmă casa aia mare la finele vieții și mor 3.000 de oameni că ia porțele cetății Gaza, dar să fii cunoscut nu pentru ce ai clădit în viață, ci pentru ce ai dărâmat. O altă concluzie pe care vreau să o înțelegi astăzi. Îmbrăcarea cu Duhul lui Dumnezeu nu ți acoperă slăbiciunile pe care trebuie să le tratezi. puterea lui Dumnezeu care poate să vină peste tine nu-ți anulează slăbiciunile. Dacă ai trebuie să lucrezi, de că ai trebuie să te pocăiești, de că ai trebuie să te implici serios și să vii înainte Dumnezeu cu pocăință. Uitați-vă la Samson, a murit împreună cu filistenii, deși a fost chemat să trăiască și să moară în mijlocul poporului său. Să mori între străini. Deși Dumnezeu te-a chemat să slujești și să trăiești, și mai apoi să-ți încheie activitatea în mijlocul poporului tău. Biblia de un detaliu interesant că e îngropată în același loc în care a început să fie mișcat de Duhul lui Dumnezeu. Între Toreia și ăștia la Mahanedan. În locul în care Duhul lui Dumnezeu a vrut să te folosească. E locul în care e cimitirul lui. Și mai este ceva. Dacă o să adormi în brațele plăcerilor tale, cunoaște în cazul Dalila, te vei trezi în brațele dușmanilor tăi. Asta se întâmplă cu el. Există oameni aici în sală în seara asta care de ceva timp să lăsase duș de păcat. De compromis. Și probabil că ai spus, mă ridic și de data asta. Mai vin la o seară de rugăciune, o perfuzie și mă ridic încă o dată. Când îți permiți să adormi în brațele plăcerilor tale, te vei trezi într-o zi în brațele dușmanilor tăi. Și s-ar putea să fii fără putere să fii fără vedere și să ajungi ca diavolul să-și bată joc de tine. Mi s-a părut, trebuie să recunosc la începutul slujirii mele, mi s-a părut foarte, nu ciudat, dar cumva contrarian ce spune Iisus Hristos la un moment dat, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că nu te mira de cei care au căzut. Parafrazez. Fiu uimit de faptul că tu încă mești în picioare. În ultimii ani de zile am citit viețile despre viețile unor mari oameni pe care am admirat. Și am aflat lucruri teribile la final. Oameni care au trăit o viață dublă, care pot să vină aici în față, să vă predice, să plângă, să... wow! Să spui, pf, vreau să fiu ca el. Și peste 10 ani să nu știi pe unde să fugi când auzi numele. Știți? Au fost oameni despre care am citit. Dar au fost și oameni pe care am cunoscut. Pe care am admirat. Pe care am văzut cu ochii mei, indubitabil cum Dumnezeu i-a folosit. I-a folosit cu putere, incontestabil și unor în viața mea. Și azi, oameni buni, mă rog în numele Lui Iisus Hristos, mă rog în dreptul meu și în dreptul vostru, să nu cumva să credeți că Dumnezeu își va schimba principiile de dragul tău. Dacă nu stai în granițele chemării tale, dacă nu stai în granițele voii lui Dumnezeu, dacă îți permiți azi să-ți părinții, mâine să încalci câte o lege din cuvântul lui Dumnezeu, mai poți să stai cu filistenii mai mult decât cu evrei, cu poporul lui Dumnezeu, vei ajunge în cele din urmă, ascultă-mă. Să nu mai eha habar că Dumnezeu nu lângă tine. Și nu știa că Dumnezeu se depărtase de el. Putem să ajungem eroi fără cauze. Ba putem la un moment dat să luptăm pentru cauze pierdute. Haideți să ridicăm o picioare. Și aș vrea să vină înainte lui Dumnezeu în această zi și să o privești ca pe un moment în care Dumnezeu încă, încă strig de înaintea ta. Mă rog ca seara asta, mă rog ca tot ce s-a întâmplat aici, mă rog ca ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit în seara asta să fie un semn de avertizment pentru tine, clar. Să fie un semn de avertizment pentru noi. La ce folos putere? La ce folos o mie de filisteni uciși cu o falcă de măgar? La ce folos porți ale gazei luate în brațe? Demonstrație de forță, la ce folos? Cu ce a folosit asta lucrării lui Dumnezeu? Demonstrațiile de forță niciodată, ascultați-mă, nu vor împlini menirea chemării pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Pocăința nu-i spectacol, pocăința nu-i show, Și nu te mai gândi la faptul că n-ai valoare. Dacă știi cât e dispus diavolul să-ți dea, dacă ai înțelege cât de mult preț a pus diavolul pe capul tău să te cumpără, să te compromită, dacă știi cât e dispus ca să dea, vei înțelege de fapt care e valoarea ta uneori, că doar prin contrastul uneori putem să înțelegem anumite lucruri, Așa că nu-ți mai prânge de mine să spui că tu n-ai nicio valoare, să spui că rugăciunea ta nu contează, să spui că ceea ce faci tu e nesemnificativ. Ba tocmai vreau să spun că e, e foarte semnificativ. A nu e vizibil, a nu e în față, a că ai apărut pe YouTube, a nu ești pe Facebook, a că nu, numele tău nu a apărut pe o carte sau nu ești parte din nu știu ce organizație. Ascultă-mă ce spun în seara asta. Tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Nu zic cumva ca să vă simțiți unii bine plecând pentru câteva momente din locul ăsta. Ai o mare valoare și știi ce e trist? Că tu te te uiți în oglinda vieții tale și tu spui, n-am nicio valoare, sunt no name, îl nu mă vede nimeni, nu contează nimeni. Dumnezeu strigă și tu tot nu auzi. Și în tot acest timp, diavolul îi cetează și pune 1100 de sicli pe capul tău. E dispus să dea atât de mult pentru că te valorezi mult mai mult. Asta ne rugăm în seara asta înaintea Domnului. Vreau să fiu, o să privim momentul ăsta ca pe un moment de cercetare. Și de ce? Pentru că poți să te pocăiești astăzi atât de mult încât, ascultă-mă, încă slujia ta să nu fie afectată. Încă să poți să mai slujești pe Dumnezeu. Încă să nu-ți ia Dumnezeu darul, încă să nu-ți ia Dumnezeu chemarea, încă să te mai poată folosi Duhului Dumnezeu. Poate că prăbușirea ta într-o fază incipientă, poate că ești încă în primii pași. Mă rog ca Dumnezeu să te oprească în seara asta. Și mă rog ca Dumnezeu să-ți vorbească. Mai mult decât am putut, au putut să o facă prin mine, să o facă direct în rugăciunea asta. Dumnezeu să-ți vorbească în seara asta. Oameni buni, luptați pentru chemarea voastră. Aveți preț în ochii lui Dumnezeu, aveți valoare în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te folosească. Dumnezeu, ascultați-mă, vrea, dragii mei, nu doar să citim despre eroii credinței. Dumnezeu în locul ăsta, Dumnezeu are oameni care sunt chemați să facă fapte eroice, spiritual. Dar ascultă-mă, trebuie să ai o cauză bună și să i Dumnezeu, e lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu merită slujit, Dumnezeu merită onorat, Dumnezeu merită să fie tratat ca așa cum este Dumnezeu vrednic, bleudat să fie în numele Lui. Haideți să ne rugăm în această seară. Haideți, scutură-te în această seară de această perspectivă a vieții tale de, care e atât de deformată. Nu mai spune că n-ai valoare. Tu, tu, nu înțelegi că diavolul e dispus să le citeze atât de mult, tocmai pentru că ai valoare. e că el vede valoarea și tu nu o vezi. Tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru tine a murit fiul său. Atât de mult valorează un suflet înaintea lui Dumnezeu. Încât, dă, auzi, în orice doar da omul, lumea întreagă nu poate să echivaleze valoarea sufletului tău. Hai să ne rugăm în această seară spui, Doamne, vreau să mă implic, Doamne, vreau să fac acolo unde mă pui, Doamne, slujesc, dar, Doamne, vreau să rămân în granițele voii tale, acolo unde mă călăuzește Duhul Tău, nu firea pământească. Nu mă cobor, Doamne, nu mă cobor, Doamne, în cetatea păcatului, în cetatea compromisului, Doamne, nu mai stau singurate cu undeva în crăpătura unei stânci, nu mă mai rog, Doamne, dăm, mă rog, Doamne, fă Transformă-mă, transformă-mi caracterul! Vezi, Doamne, Dumnezeule, că sunt anumite lucruri din viața mea, am probleme de rebeliune, am probleme, Doamne, de reașibilitate, Doamne, am probleme, Doamne, că deja mă cred singur învățat, că nu mai are nimeni să mă învăță nimic, Doamne, șlefuiește-mă! Șlefuiește-mi caracterul, Doamne, pentru că vreau să-mi împlinesc chemarea! Ascultați-mă, nimeni din locul ăsta, nimeni din întreaga a creștinismului nu și-a putut, nu-și poate și nu-și va putea împlini chemarea fără de caracter! Alergăm după carismele oamenilor, suntem fascinați de darurile lor. Dar fără de caracter, totul e zero. Chemare fără de caracter este rețeta perfectă a prăbușirii și a ruinei. E asta l-a dus pe Samson, lipsa caracterului. De-aia la un moment dat, Zac Pună zicea, prefer când e vorba de lucrare Dumnezeu să lucrez cu un om care are caracter, dar nu o chemare atât de evidentă, decât cu un om care are o chemare evidentă, dar nu are caracter. Trebuie să lucre Domnul ceva în caracterul tău? Unde ești? În ce etapă? Hai să ne rugăm. Și le ne Doamne, și le ne caracterul. Hai să ne rugăm, Doamne, că avem pentru ce în seara asta.